Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Astăzi este o zi perfectă în plan profesional, spun astrologii. Aveți șansa de a implementa idei revoluționare care să vă aducă succesul. Aveți încredere în forțele proprii și veți putea demonstra că meritați o mărire de salariu. Apar noutăți, oameni care vor să lucreze cu voi și cu care avem și noi tot felul de lucruri de rezolvat și o să fie un ritm alert. O zi perfectă în plan profesional pentru cei care au propria afacere. Aveți șansa de a implementa idei revoluționare care să aducă succesul în compania voastră. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Berbecii au parte de vizite neanunțate astăzi, fie ele plăcute sau nu. O anumită rudă vă bate la ușă pentru a vă cere ajutorul într-o anumită problemă. Încercați să aveți răbdare și înțelegere față de această persoană. Spre seară ați putea ieși în oraș sau la o plimbare în aer liber. Aveți șansa de a vă relaxa în compania prietenilor sau a persoanei iubite. Contrastele se atrag. Nu încerca să ai lângă tine numai oameni asemenție. Cu cât ai mai multe idei de la prieteni diferiți, cu atât soluțiile vor fi mai bune. Te poți baza pe opinia unei persoane dintr-o altă generație. Poate fi și din altă țară. Poate vă invită cineva într-o excursie la un hotel, o cabană, să petreceți o zi și o noapte la relax. O să aveți de luat niște semnături să legalizați o situație care ține de proprietăți. Poate sunt implicate și rudele și nu o să fie ușor să vă strângeți cu toții pentru că sunteți ocupați. Taur. Taurii sunt sfătuiți să fie mai temperați în comunicarea profesională. Acceptați ajutorul colegilor atunci când sunteți în impas și nu intrați în discuții cu iz conflictual. Șefii vor observa orice mișcare greșită și pot sancționa în consecință. În caz contrar, dacă toate lucrurile merg bine, tot ei vă pot recompensa pentru munca depusă. Ai investit și ai pus suflet în tot ceea ce ai făcut, iar acum culegi roadele eforturilor tale. Ești mândru de amintirile frumoase pe care le-ai strâns și vezi care sunt efectele iubirii tale necondiționate acasă, în familie sau în relațiile cu prietenii. O să aveți succes la activitățile de grup și o să faceți mare parte din lucrurile pe care vi le-ați propus. Se anunță rezultate de bun augur la școală, la interviuri, o să fie un progres vizibil și fără un efort prea mare. Câștigurile vor fi certe. Geme. Gemenii au noroc în afacerile profesionale. Există șansa de a apărea o persoană care să vă aprecieze cunoștințele la nivel înalt, precum și calitățile și experiența voastră. Dacă aceasta are și o poziție importantă în compania în care lucrați, cu atât mai bine. Demonstrați că sunteți capabili și lucruri bune vor ieși în calea voastră. E posibil să vină cineva din străinătate și să vă propună o colaborare și poate dați și de un sponsor care să vă susțină financiar. Se poate să fiți constrânși să luați o decizie deloc ușoară, dar care o să vă simplifice viața. Poate vă mutați la alt serviciu sau la alt domiciliu. Este o zi ideală pentru relaxare și meditare departe de haosul de la locul de muncă. Acasă este oaza ta de liniște unde îți încarci bateriile. Meriți o zi de izolare completă, închide telefonul și dedică aceste clipe propriului eu interior. RAC. Nativii din RAC trebuie să se concentreze astăzi pentru a demonstra tuturor de ce sunt în stare. Profitați de calitățile voastre, de inteligență și de bun simț pentru a reuși în această încercare. Astrele vă recomandă totuși să apelați și la sfaturile unor prieteni sau cele oferite de familie pentru a putea observa situația și din alte puncte de vedere. Pe plan personal, fiți sinceri cu persoana iubită și explicați nevoile voastre. Dați la schimb exact ce primiți. Relația de cuplu o să fie și mai armonioasă. Vor exista înțelegere, comunicare și fiecare va pune umărul la obligațiile familiale. E posibil să faceți o investiție, să vă luați o locuință, ori să o extindeți pe cea în care locuiți și să vă cumpărați diverse lucruri care să sporească tot confortul de acasă. Ai o viziune aparte asupra vieții, dar perspectiva ta nu este văzută cu ochii buni de restul lumii. Cine știe, poate ce inventezi acum sună aiurea, dar cândva sunt șanse mari ca ideile tale să fie acceptate în mod firesc și să fie văzute ca originale. Leu.
Nativii din leu vor primi de la astre o șansă uriașă în dragoste. Pentru nativii singuri, azi este ziua în care vă puteți îndrăgosti sau în care puteți începe un nou capitol în viața voastră. Persoana alături de care veți face acest pas este cea potrivită. Nu stați pe gânduri și priviți înainte cu optimism. Această atitudine vă va aduce numai lucruri bune. Bucurați-vă de viață. Ești stăpân pe ceea ce spui, dar la fel și interlocutorul. Amândoi sunteți două pietre tari și s-ar putea să iasă scântei. Apelează la diplomație și la amabilitate. Tonul scăzut te va ajuta să soluționezi problema fără să scoți armele. E un moment bun să faceți niște investigații medicale, să vă faceți o programare la specialist dacă sunt ceva probleme evidente. O confirmare că puteți începe o afacere, să vă implicați într-un proiect care să vă aducă prestigiu, să deveniți mai cunoscuți, să căpătați o funcție, să deveniți lideri. Fecioară. Nativii din Fecioară vor avea o oportunitate incredibilă de a investi într-un proiect. Analizați la calm, cereți sfatul specialiștilor și gândiți-vă foarte bine înainte de a vă cheltui bugetul pe acest proiect. Însă totul va fi spre bine. Investiția va da roade mai repede decât vă așteptați, iar satisfacția va fi pe măsură. Pe plan sentimental, vă veți confrunta cu o provocare. O fostă pasiune a persoanei cu care sunteți în prezent într-o relație își va face apariția în viața voastră și este de datoria voastră să luptați pentru ceea ce vă aparține. O să mai lăsați de la voi în relația cu partenerul și o să renunțați la critici și observații, o să-i respectați și celuilalt părerea. E bine să fiți ceva mai bătăioși, să vă luptați pentru drepturile voastre, să vă luați înapoi bunurile care v-au fost luate și să vă cereți înapoi și banii împrumutați. Balanță. Azi, pentru balanțe, unele proiecte în carieră sau afaceri s-ar putea dovedi complicate. Ajutorul venit din partea colegilor sau a unui expert vă va fi foarte folositor pentru a reuși. Viața personală simțiți că ar putea fi momentul unei schimbări. Ar fi bine însă să reflectați cu atenție înainte de a face pasul înainte, pentru a nu regreta mai târziu. Primește o veste bună care se poate interpreta în multe feluri și s-ar putea să nu-ți convină verdictul. Acceptă ceea ce ai în fața ta, renunță la impulsivitate și oferă în schimb încredere. Vei vedea că merită efortul și fiecare tabără va avea de câștigat. Se poate să fiți în căutarea unei locuințe, fie ea și cu chirie, și să le faceți o bucurie alor voștri, că ați găsit ceva care să le convină. O să recuperați niște bani, vi se dau bani în plus la salariu, apar niște câștiguri care să vă permită să vă mișcați și chiar aveți de gând să o porniți pe undeva în weekend. Scorpion. Veștile bune vor asigura bună dispoziție pentru scorpioni. O reușită la serviciu s-ar putea materializa într-un bonus consistent, pe care îl meritați din plin pentru eforturile depuse. În viața personală, chiar dacă ați putea avea impresia că nu e nimic neobișnuit, ar fi bine să dați atenție relației cu persoana iubită. Un simplu gest, o vorbă bună sau un cadou ar putea face minuni. O problemă care v-a măcinat sufletește o să dispară pentru că o să profitați de primul prilej ca să vorbiți cu persoana în cauză și o să vă eliberați sufletește. Se pot întâmpla diverse lucruri mărunte care să vă ridice moralul, să vă dea idei pentru viitoarele proiecte ca să dați lovitura în afaceri. Ești primit cu brațele deschise în anturajul în care intri și te vei simți foarte bine. Poate chiar veți sărbători. În relația de cuplu totul decurge perfect. O discuție sinceră cu partenerul îți va alunga orice urmă de îndoială. Săgetător. Pentru săgetători, va fi o zi în care s-ar putea concentra asupra propriei persoane. Poate simțiți că e nevoia să vă schimbați garderoba, poate simțiți nevoia unei schimbări de look. În relația cu familia, sinceritatea este cheia. Dacă aveți ceva pe suflet, ar fi bine să spuneți, dar să rămâneți politicoși. Seara, o vizită a unei persoane apropiate o să vă dea o stare de bine. Azi este despre tine. Tu ești în centru atenției. Poate ceilalți vor spune că ești egoist, dar fi liber să te preocupe doar propria persoană. Uită de treburile din gospodărie, de taskurile de la locul de muncă și te vei simți extraordinar. O să vă puteți găsi și voi pe cineva cu care să rezonați sufletește și să fiți o echipă, să vă susțineți reciproc. Vă dați întâlnire cu niște parteneri de afaceri, să puneți la punct un proiect care vă poate propulsa în carieră și să câștigați bani, un titlu, să obțineți o funcție. Capricorn.
Capricornii vor fi astăzi pe post de observatori. Vor urmări din afară tot ce se întâmplă în jurul lor și vor învăța din ce pățesc alții. Vor apărea situații care vă vor da bătăi de cap și veți fi nevoiți să analizați cu atenție ca să puteți trage concluzii. Stocați aceste informații, analizați-le și încercați să înțelegeți ce se întâmplă aici și acum. Seara, astrele vă recomandă să o petreceți în liniște, departe de zgomot. Este esențial să găsiți timp liber pentru a elabora noi strategii. A intrat într-un război între generații și mai este un singur pas până discuțiile în contradictoriu vor lua amploare și vor ieși scântei. Ești nevoit să găsești o cale pentru a împăca reprezentanții celor două tabere. O să vă puteți înțelege mult mai bine cu partenerul de cuplu dacă o să vorbiți deschis și nu o să faceți reproșuri. O să negociați un contract și o să țineți la pretențiile voastre și la bani ca să fie echitabil, cel puțin la început, pentru că după aceea mai vedeți voi. Vărsător. Astăzi, vărsătorilor nu li se recomandă să vorbească despre viitor. Încercați să găsiți o sursă alternativă de venit pentru că la orizont se întrevăd vremuri tulburi. Nu uitați că toate conexiunile pe care le-ați făcut în ultima perioadă ar putea fi cheia unui succes financiar. După amiază, ar trebui să încetinești ritmul vieții și să-ți amintești de cei dragi. Unii dintre nativi au nevoie de mai multă dragoste și atenție din partea celor dragi. Azi faci pe judecătorul și nu permiți nimănui să încalce regulile. Adevărul este de partea ta și poți decide cine merită pedepsit pentru măsurile încălcate. Poate au mințit sau ți-au înșelat încrederea și azi vor plăti cu vârf și îndesat. Poate ai voștri vor să vă mutați, vor să vă mai schimbați câte ceva prin casă și să cheltuiți cu măsură banii puși deoparte. E posibil să vi se dea ceva nou de făcut la serviciu și să fie cel mai bun prilej să ocupați și o funcție, să vă dați tot interesul să vă dovediți capacitățile. Pești. Peștii ar trebui să tragă niște concluzii legate de viața personală. Tot ce astăzi este negru, ziua următoare va străluci în lumină. Apoi mutați-vă atenție spre altceva. Vă puteți gândi cum să vă măriți veniturile, să vă îmbunătățiți nivelul de trai. Ar trebui să începeți să dezvoltați o anumită independență financiară. Sfera sentimentală e nuanțată frumos și poate renaște o iubire care își pierduse intensitatea. Vi se dă mânări liberă să vă puneți amprenta personală pe o activitate care o să vă destine. Și poate o să-i adrenați și pe alții să se bucure toată lumea. Norocul te va lovi în curând. Ai muncit la un proiect luni întregi, iar în curând vei culege roadele. E o idee practică care îți va aduce bani în plus în viitorul apropiat. Totul este să investești timp și răbdare în acest proiect. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!